Într-o emisiune la Antena 3, președintele PSD sector 1 București, Florin Manole, a declarat că alegerile vor fi comasate pentru a scăpa de Dominic Friț, primarul Timișoarei. De el organizăm ca să scăpăm de dumneavoastră de la Timișoara și de Clotilde Arman de la sectorul 1, a declarat Florin Manole la Antena 3. Replica a venit după ce Dominic Fritz a repetat că, deși se prezintă drept garantul stabilității, guvernul celălalt cu PNL nu creează decât instabilitate, atât electorală cât și legislativă. Suntem cu patru luni înainte de alegeri și guvernul nu este în stare să vină în fața românilor și să le spună ce vor alege atunci, a declarat Dominic Fritz. Temele care interesează pe români sunt legate de creșterea prețurilor, de ce face guvernul ca să combată inflația sau de ce avem un guvern care folosește inflația ca să crească în încasările la buget, a mai spus primarul Timișoarei. Și primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a simțit nevoia să-i dea o replică lui Dominic Fritz, deși Revoluția a plecat de la Timișoara, ceasul se întoarce de la București, a spus Piedone.